Simona Halep a crescut într-un an, câți alții în 10. Astăzi numele ei este pe buzele tuturor și are lumea la picioare. Este noul număr 3 mondial, finalistă la Roland Garros și campioana unei țări întregi. A început anul pe locul 57 și a dărâmat în drum spre vârf recorduri vechi de zeci de ani și toate comentariile cârcotașilor. La 22 de ani, Simona este exemplul perfect că modestia și ambiția sunt ingredientele unei cariere strălucitoare. Șapte turnee câștigate, șapte trofee ridicate deasupra capului, șapte momente în care tricolorul a fluturat mândru. 2013 a fost fără doar și poate anul Simonei Halep. O copilă timidă cu o privire luminoasă, dar necruțătoare la fileu, și-a zdrobit categoric fiecare adversar. Și a ajuns dintr-o tânără speranță a tenisului românesc un nume greu al tenisului mondial. What a player she is turning into, Simona Halep. I'm very proud to present to you this trophy. That's it, she's done it. Dar la începutul lui 2013, Simona părea că nu are nicio șansă în fața numelor grele din WTA. A fost un an dificil, am început greu pentru că am avut accidentări, probleme la spate foarte grave. N-am avut antrenor o perioadă de câteva luni, la începutul anului și la sfârșitul anului trecut. Dar asta nu a oprit-o pe campioana noastră. A trecut peste durere, s-a antrenat singură și a reușit ce toată lumea credea că este imposibil pentru o sportivă în situația ei. Să câștige. 16 iunie 2013. Lumea face cunoștință cu un nume pe care nu-l va mai uita. Simona Halep. A fost un test pentru mine, pentru curajul meu de a duce la un sfârșit bun un turneu. Și acela mi-a dat încredere să câștig și următoarele. Într-o formă de zile mari și cu gustul victoriei pe buze, Simona câștigă turneu după turneu. Iar la turneul de la New Haven s-a născut o nouă stea a tenisului mondial. Nimeni nu se mai întreba cine este Simona Halep, ci dacă o poate opri cineva. I'm really happy that I won this tournament and I want also to thank to my coach for his supporting. Este un moment frumos pentru mine, dar vreau să rămân totuși cu picioarele pe pământ. Sper să realizez mai mult de acum încolo pentru că îmi doresc și nu vreau să mă opresc aici. Anul l-a terminat tot pe val. La turneul campionilor de la Sofia s-a trăit românește. Foarte mulți români m-au susținut în tribună acolo, pe teren, lângă teren. A fost un moment deosebit. Pentru prima dată în viața mea pe teren mi-au dat lacrimile. La finele lui 2013 ajunge să aibă în palmares 7 titluri în 13 luni. Singura jucătoare din lume care o depășește în acest top este numărul 1 mondial Serena Williams și este cea mai bună jucătoare română din toate timpurile. Ieri a pierdut un titlu pe zgura de la Roland Garros, dar a câștigat o țară întreagă, iar România a câștigat un campion. Unul care încă mai poate câștiga un titlu de Grand Slam. După o pauză bine meritată, Simona va juca la turneul de la Wimbledon.